Un aspect la care vreau să atrag atenția este determinarea stagiului de cotizare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă. În conformitate cu articolul 6 al legii 289 din 2004 privind stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă, asiguratul are dreptul la indemnizația pentru incapacitatea temporară de muncă dacă confirmă un stagiu total de cotizare de cel puțin 3 ani. Asiguratul care confirmă un stagiu total de cotizare de până la 3 ani beneficiază de dreptul la indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă dacă confirmă un stagiu de cel puțin 9 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei producerii riscului asigurat. Stagiul de cotizare pentru stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă se confirmă în baza Registrului de Stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări sociale. În stagiul de cotizare se includ perioadele contributive, începând cu prima zi de activitate până la data în care a survenit riscul asigurat, îmbolnăvirea, inclusiv perioadele de activitate, începând cu 1 ianuarie 1999, înregistrate în Registrul de Stat al evidenției individuale în sistemul public de asigurări sociale. Totodată, menționez că în stagiul de cotizare se includ și perioadele necontributive, menționate la articolul 5, alineatul 2, al legii 156 din 1998, privind sistemul public de pensii, care se confirmă prin informația existentă în Registrul de Stat al evidenției individuale în sistemul public de asigurări sociale sau în baza actelor confirmative prezentate la subdiviziunile teritoriale, și anume certificatele de naștere a copiilor sau livretul militar. Un alt aspect la care vreau să atrag atenția este stabilirea indemnizațiilor pentru incapacitatea temporară de muncă cauzată de un accident de muncă sau de o boală profesională, care, pentru a fi stabilite în termeni legali, avem nevoie de actele confirmative de cercetare a accidentului de muncă sau de o boală profesională, întocmite de autoritățile competente. În acest context, venim cu o rugăminte către toate entitățile economice de a fi receptiv și de a reacționa prompt la apelurile specialiștilor din direcția stabilirea indemnizațiilor, de a ne prezenta actele confirmative de cercetare a accidentului de muncă sau de îmbolnăvire profesională pentru a fi stabilite indemnizațiile în termenii legali.